Suntem în atmosfera aceasta de sărbătoare, suntem în familie, suntem în luna cadourilor, în luna bucuriei, în luna în care toate lucrurile parcă apar altfel în viața noastră. Poate că fiind și weekend și perioada aceasta a Crăciunului, ești împreună cu rudele, împreună cu cei dragi, împreună cu prietenii, în fața unei mese și este foarte bine că faci lucrul acesta. Avem nevoie de socializare avem nevoie de părtășie, avem nevoie de legături, de familie, avem nevoie de aceste momente care ne încarcă emoțional, avem nevoie de bucuriile acestea pe care Dumnezeu ni le face în viață. Însă, de cele mai multe ori, noi înlocuim bucuriile autentice, bucuriile care au durabilitate cu surogate și cu... Multe, multe falsuri în materie de emoții. Dacă ne gândim și la tot comerțul acesta care se construiește în jurul Crăciunului și în jurul Mântuitorului, lucrurile sunt și mai interesante și, uneori, chiar ciudate. Pentru că S-a luat acest adevăr pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, un adevăr istoric, faptul că Isus Hristos s-a născut în Ieslea din Betleem, faptul că Isus Hristos a venit în lumea noastră, s-a întrupat, a luat chip de rob și s-a născut în Ieslea Betleemului pentru ca noi să putem fi mântuiți. De aici s-a luat o imagine, s-a polișat foarte bine și după aceea Oamenii au început să facă chiar bani. Nu știu dacă am, am fi foarte confortabil cu noi înșine dacă am accepta adevărul despre întruparea Mântuitorului, despre mântuire, așa cum este prezentat în Evanghelie. Spunea foarte interesant în într-una din cărțile sale Giovanni Papini în cartea Viața lui Isus despre nașterea Mântuitorului și despre staulul acela în care Isus s-a născut. Este o carte extraordinară care vorbește în cuvinte mai puțin mai puțin lustruite despre realitatea aceasta a mântuirii și despre modul în care Isus Hristos a venit în lumea noastră. Chiar vă recomand cartea Viața lui Isus o găsiți și în librării online, o găsiți și fizic și o puteți achiziționa. Este o lectură foarte frumoasă. Îmi place foarte mult cum descrie Giovanni Papini viața lui Isus. În aceste momente vreau să vă citesc cum privește el momentul nașterii în ieslea din Betlehem. Giovanni Papini spune în cartea sa viața lui Isus, așa cum am amintit, în capitolul intitulat Staulul, câteva lucruri care s-ar putea să ne scoată din zona aceasta comercială a unei iesle care este foarte luminoasă și adusă undeva într-o zonă artistică, o zonă în care să placă ochiului, să facă realitatea puțin mai suportabilă. El spune așa în acest capitol pe care îl intitulează Staulul, Isus s-a născut într-un staul. Un staul, staulul adevărat, nu-i porticul sprinte, ușor, pe care îl au zidit pictorii creștini fiului lui David, parcă rușinați că Dumnezeul lor stătuse culcat în sărăcie și murdărie precum nu este nici Ieslea de Ipsos pe care închipuirea cofetărească a iconarilor a născocit-o în vremurile noastre, Ieslea curată și drăgălașă, trandafirie, cu șgheabul lustruit și înzorzonat, cu măgărușul în extaz și cu boul solemn, cu îngerii de pe acoperiș ținând ghirlandele fluturate, cu păpușile regilor în mantii și ciobani cu glugă în genunchiați pe cele două părți ale șopronului. Acesta poate fi visul candidaților la călugărie, luxul parohilor, jucăria copiilor, prorocitul lăcaș al lui Manțoni, dar nu, nu este staulul în care s-a născut Isus. Un staul, un staul ai doma, e casa vitelor, închisoarea vitelor care muncesc pentru om. Străvechiul, sărmanul staul din ținuturile străvechi, din ținuturile sărace din țara lui Isus. Nu e balconul cu stâlp și capitelul, nici grajdul științific al bogaților de azi, ori coliba elegantă ce se arată prin bisericile catolice de ajunul Crăciunului. Staulul nu-s decât patru ziduri tencuite, cu bolovan murdar pe jos, un acoperiș de bârne și de lespezi. Adevăratul staul e întunecos, murdar, cu miros greu, curat nu în el, decât șgheabul în care păturește gospodarul fân și nutreț. Da, este Extraordinar modul în care Giovanni Papini surprinde această realitate a staulului, staulul acela murdar și urât mirositor în care Isus Hristos a venit să se nască. Este acel staul în care Isus Hristos a coborât din slava sa cerească pentru a ne fi mântuitor. Dar știți nu, no, ne place mai mult imaginea aceasta comercială. Am reușit să convertim și estele, am reușit să o aducem la un nivel de estetic suportabil, în care să... Putem să înghițim și ideea asta că Isus s-a născut într-un staul drăgălaș, cu oițe bine pieptănate, cu măgărușul acela simpatic, parcă zâmbește precum mulți creștini din bisericile noastre, cu boul acela care seamănă de asemenea cu mulți creștini, cu fața plecată și cu o atitudine docilă, plioștită cu îngerașii care sunt peste tot cu lumină, cu nimburi deasupra capului Da, de unde? A fost un grajd a fost un loc urât mirositor în care Mântuitorul a venit pentru a ne aduce mântuirea și în fiecare an reiterăm imaginea aceasta în fața ochilor și după ce trece luna decembrie hai să mai suportăm încă o săptămână, două prin ianuarie până apar uh, Sfinții Ion și Vasile, da? Și după aia începem să intrăm în ritmul nostru, îl lăsăm acolo în iesle pe Isus Hristos și ne mai aducem aminte la Paști de El și după aia la următorul Crăciun. Imaginea aceasta ne convine. Isus copil, drăgălaș, inofensiv, mântuitor, care stă într-o iesle frumoasă, strălucitoare, îi cântăm o sanale odată de două ori pe an și cam atât. Însă, nu vrem să acceptăm sub nicio formă că acest copil, acest Isus copil a crescut mare și a devenit Domn. Am surprins în Evanghelie și în Cuvântul lui Dumnezeu faptul că atât Irod cât și toți ceilalți care nu l-au așteptat pe Isus au fost foarte deranjați de aspectul acesta și de această calitate a lui Isus de Domn. În momentul în care magii au venit din răsărit, spune Evanghelia după Matei, capitolul 2, și-au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, au început să intre în fibrilații, să aibă emoții, să fie terifiat, să se sperie, să se tulbure. Cum adică împărat? Nu, noi vrem să fie un bebeluș. Noi vrem făgăduințe, noi vrem citate, noi vrem scripturi memorate mecanic pe care să le recităm ca niște papagali. Dar când e vorba să-L facem pe Iisus Domn în viața noastră, hai să fim serioși, nu avem nevoie de așa ceva. Și când au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3, când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Vă place ideea aceasta? Vă place ideea că, în momentul în care au aflat de Isus că nu este doar bebeluș, ci este și împărat, au început să se tulbure foarte, foarte mult. Și după ce au văzut ei că e vorba de un împărat, nu e vorba de or doar de un bebeluș uh, inofensiv care doar plânge și este drăgălaș acolo într-o iesle, ci e vorba de cineva care merită închinarea, respectul, e vorba de cineva de care trebuie să asculți. momentul ăla nu le-a plăcut și nici nou nu ne place imaginea aceasta a Mântuitorului de domn, copil domn. Dacă mergem în Evanghelia după Luca, Celălalt evanghelist care vorbește din alt unghi de vedere și care ne dă alte detalii despre nașterea Mântuitorului, în Evanghelia după Luca, găsim în capitolul 2 acel moment în care îngerii vin și aduc vestea la Betleem. În momentul în care au venit în ținutul acela, spune cuvântul. Erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare pentru că au văzut slava îngerilor. Dar îngerul a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Săracii îngeri, cât de naivi erau! Credeau că lumea va fi exaltată și va fi încântată că s-a născut Mântuitorul, Hristos Domnul. Și, de fapt, cetatea n-a fost atât de încântată de venirea lui Hristos Domnul. Ar fi fost ok dacă ar fi rămas doar un bebeluș Ar fi fost ok dacă ar fi venit ca mântuitor Care să aducă doar cadouri, ca moș Crăciun Să-i scape de roman, să-i scape de taxe, să-i scape de impozite Să-i scape de facturi, să-i scape de toate celelalte lucruri Cu care ei îi apăsau De asta avem nevoie De un Hristos care este un fel de asistent social Care ne menține cu niște cârje și cu niște slogane și idei prin care să ne țină la statura aceasta de victime, să ne tot plângem la poarta raiului. Doamne, n-avem, Doamne, dă-ne, poftim, dragul meu. Doamne, avem nevoie și de asta, poftim, dragul meu. Și asta ne-ar trebui nouă, un Hristos care să vină ca un Dumnezeu al asistaților sociali. Un Dumnezeu al oamenilor neputincioși. Un Dumnezeu al oamenilor care sunt acolo jos. Însă Hristos vine ca Domn. Hristos vine ca un răscumpărător care vrea să te scoată din mocir la aceasta și să te facă om. Să te poți descurca și să primești darul mântuirii, să trăiești cu fruntea sus, nu ca un depersonalizat și ca un om care nu are nicio direcție în viața aceasta. Și nu mă refer la oamenii aceia mândri și îngânfați care îi asupresc pe ceilalți. Nu despre ei vorbim, ci despre oamenii care au primit mântuirea și trăiesc cu bucurie și cu demnitate în viața aceasta. Îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. N-a fost o mare bucurie pentru tot norodul. Și nici astăzi, un astfel de Hristos nu este o mare bucurie pentru tot norodul. O mare bucurie pentru tot norodul este să fie mesele încărcate. O mare bucurie pentru tot norodul este să cheltuie tot ce mai au în moluri. O mare bucurie pentru tot norodul este să se distreze. Și observați că în perioada aceasta oamenii sunt mai interesați de distracții decât de Hristos. Este clar. Comerțul și Moș Crăciun l-au furat pe Hristos din sufletele noastre. Nu mai vorbim de alte și alte elemente concurențiale care l-au furat de mult pe Hristos. Dacă e să ne gândim cât timp petrecem cu cuvântul lui Dumnezeu și cât timp petrecem cu telefonul în brațe și cu televizorul, aici iarăși avem o problemă în fiecare zi, nu doar în perioada asta a sărbătorilor. Am ajuns campioni, suntem undeva fruntași, locul 5 în lume la consumul de televizor și telefon. Și ne plânge că suntem săraci, că ne chioră emațele și stomacul de foame, că nu avem bani să ne plătim facturile. Eu nu zic că nu e o realitate și asta. Dar dacă ai vreme să stai 4-5 ore în fața televizorului, n-ai nicio scuză să spui că e sărac și că e vai de capul tău și trebuie să-ți facă statul, nu știu ce statuie, să te ia de acolo, să spună, na frate. Nu există așa ceva. Dacă poporul acesta are vreme 4-5 ore pe zi să le toace în fața televizorului, pe atunci despre ce vorbim? Hristos a venit în lumea noastră să ne aducă cu picioarele pe pământ, să ne vorbească despre darul prețios al mântuirii, să ne vorbească despre o viață nouă și eficientă, despre o viață care aduce rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Și momentul în care păstorii au aflat vestea aceasta bună, în momentul în care ei au văzut că Isus s-a născut, s-au închinat, au fost fericiți, s-au dus să dea vestea aceasta în cetate, bineînțeles, n-au fost singurii care au avut această atitudine. Din păcate, au fost puțini. Au fost magii, despre care am citit în Matei, capitolul 2, au fost păstorii, despre care citim în Luca, la capitolul 2, Spune cuvântul de la versetul 16, s-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Iesle aceea murdară despre care am citit din papinii la început. După ce l-au văzut, au istorisit ce le se spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Chiar dacă au rămas tot păstori, chiar dacă Hristos nu i-a făcut miliardari, chiar dacă Hristos în momentele acelea nu le-a dat niște daruri materiale, bucuria că l-au întâlnit pe Mântuitorul a fost atât de mare încât pur și simplu n-au mai putut de bucurie și au început să cânte și să meargă, să spună s-a născut Mântuitorul, s-a născut Domnul! Avem un stăpân, avem un Mântuitor, avem pe Mesia în mijlocul nostru. Câteva zile mai târziu, atunci când Isus Hristos a fost dus la templu, marea gloată a trecut cu vederea un prunc din Betlehem, dintr-o familie de calici dintr-o familie fără bani fără posibilități financiare însuși preotul care a oficiat acea tăiere împrejur nu a fost atât de interesat de faptul că ținea în brațele sale în mâinile sale pe mântuitorul său și al lumii așa cum trecem fiecare dintre noi nepăsători pe lângă mântuitorul am vrea să rămână doar bebeluș acolo, dar nu și domn însă au fost unii la Templu care au surprins momentul acela, care au văzut că se întâmplă ceva important pentru ei și pentru lumea întreagă. Unul dintre ei a fost Simeon, spune versetul 25 din capitolul 2, Evanghelia după Luca, și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului, adică unsul Domnului. Da? Hristos este... Oarecum echivalentul ebraic al lui Mesia, Hristos, Mesia înseamnă cel uns, a, este traducerea din ebraică, Hristos înseamnă cel uns, adică unsul Domnului. El a venit în templu mâna de Duhul și când a dus părinții înăuntru pe pruncul Isus ca să împlinească, cu privire la el ce poruncea legea. Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: "Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel." Ce frumos! În momentele acelea Simeon a fost printre singurii el și Ana, care au văzut că acolo este Mesia. Și aș vrea să te întreb, în toată această vânzoleală și agitație și zăpăceală a sărbătorilor, oare mai știm că este Hristos printre noi sau ne-a luat valul, ne-a luat vârtejul acesta de distracție și lăsăm în pace. Asta e, a fost, e o poveste frumoasă, o lăsăm acolo și nu doar că o lăsăm acolo, E ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Viața noastră dovedește lucrul acesta, felul în care ne comportăm, mitocăniile noastre, vorbele noastre, răutățile noastre, bârfele noastre, ura noastră, războaiele noastre, toate arată că, de fapt, Hristos este cel mult o poveste frumoasă în viața noastră. Mai era și Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer, care era foarte înaintată în vârstă și... A venit, spune versetul 38, în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Și spune versetul 40, un lucru care poate ne deranjează pe noi. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și Harul lui Dumnezeu era peste el. E vorba de Mesia Domn, de copilul Domn, n-a rămas prunc în Ieslea din Betleem. Chiar discutam odată cu un frate din Oradea care este mecanic, are service auto și eram cu mașina la revizie la el. Și mi-a zis, mă frate, am avut duminică slujba și am avut un program foarte frumos de Crăciun. Mă frate, da, toate cântările și toate lucrurile și toate gândurile, și toate predicile, și toate intervențiile vorbeau despre Mesia în Iesle. Și atât. Mă da, Mesia asta nu mai crește, Mesia asta nu mai vine, Mesia asta nu mai este Domn, Mesia asta nu mai este și Stăpân, l-am lăsat numai acolo, la nivel de bebeluș. Și am zis, frate, din păcate așa ne place să-l ținem pe Hristos bebeluș, însă copilul acesta este Domn. Și aș vrea să. Întregeți puțin tabloul acesta și să intru adânc acolo unde nu ne place nouă, și să demascăm această fățărnicie creștină, și nu doar creștină, și acelor care pretind că au o anumită încredere în Dumnezeu, o anumită credință. În Cartea lui Isaia, la capitolul 9, este o profeție mesianică. Și aș vrea să vă citesc acele câteva versete despre care am amintit acum, în cartea lui Isaia, capitolul 9. Isaia, care a fost numit și evanghelistul Vechiului Testament pentru că sunt multe făgăduințe mesianice acolo și sunt multe încurajări pe care le face acest profet pentru poporul lui Dumnezeu, pe lângă mustrările și mesajele împrecatoare pe care le rostește și cele de avertizare pentru poporul lui Dumnezeu, sunt câteva pasaje extraordinare care vorbesc despre Mesia, despre încurajarea poporului ales și despre încurajarea noastră. Și în capitolul 9, de la versetul 1 până la 7, sunt câteva cuvinte foarte frumoase pe care aș vrea să vi le citesc în seara aceasta, pentru că toți suntem aplecați spre adevărurile acestea scripturistice. Sunt câteva încurajări care puse în contextul actual ne-ar scoate din toate descurajările noastre existențiale dacă le-am crede cu toată inima. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, cu alte cuvinte, va veni Mesia. Lumea aceasta nu va zace în întuneric. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu mulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Cât jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui cel asupra, le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Vă aduceți aminte când veneau madianiții? Cam cum se vine acum cu, cu politicile astea de austeritate strângea omul ce strângea tot anul, punea acolo în hambare și pac, veneau hoții și hușt, luau tot. Și legile astea draconice care se dau din ce în ce mai mult, cam așa seamănă cu legile lui Madian. Adună, tu adună, că venim noi, te suprataxăm, te supraimpozităm, mai nou nu mai e voie să mai ai nici toalete fără autorizații la țară, nu mai e voie nici să produci fără anumite autorizații. Chiar am văzut o știre în care pur și simplu cei care nu au încheiate contracte cu firme care să trateze culturile pot să riște chiar ani de închisoare. Nu mai voi nici măcar să scultiv pământul acuși. O să pună impozit pe aer. Da, din ce în ce mai bine trăim în lumea noastră. Să zice că jugul care a păsat asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce asupra le a sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Toți aceia care asupreau pe poporul Lui Dumnezeu și furau culturile atunci când erau gata de adunat, Dumnezeu a zdrobit jugul lui Madian, l-a chemat pe Gedeon care a realizat acea mare izbăvire prin puterea lui Dumnezeu. Căci orice încălțăminte purtată în la luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Și ar vrea să auziți toți cei care sunteți pro-război, dragii mei. Cei care vreți să afișați niște valori inexistente. Hristos și încurajarea la război nu există. A, veți veni cu citatele alea din Vechiul Testament în care Dumnezeu i-a trimis la război. Da, atunci a fost altceva. Atunci Dumnezeu i-a trimis ca să aducă o judecată asupra celor care erau nelegiuiți. Însă, aș vrea să vă întreb, dragi americani și dragi pro și alți nebuni care sunteți în lumea asta cu putere nucleară, cum puteți să spuneți că sunteți creștini, să stați în jurul bradului cu mesele încărcate și să faceți profituri uriașe vânzând armament? Cum puteți să stați uh, liniștiți când știți că alții sunt nenorociți, sunt în frig și pur și simplu de-abia se descurcă de la o zi la alta. Cum poate un papițoi care apare pe la toate televiziunile în tricou maroniu, în același tricou de la începutul războiului, care încearcă să zgândărească la război toată Europa și toată America și toată lumea, că de, noi suntem victime, victime ale politicii, victime ale nemerniciei. Cum poate un nebun din Est să sfințească bombe să atace un popor și să distrugă o țară. Toți sunt nebuni, dragii mei. Nu este nicio diferență. Interesele sunt puse pe masă, așa ca la bufetul suedez și cei mari își iau hălcile de acolo, iar proștii mor în tranșee, mor de foame și trăiesc în sărăcie. Asta este adevărata realitate. Nu este un singur vinovat în toată această drama războiului și toți cei care instigă la război sunt vinovați. Și spune aici că orice încălțăminte purtată în la luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Dumnezeu nu suportă măcelul acesta. Cum pot să se măcelărească între ei creștinii? Nu e singura dată că au mai fost și nevumediu Sfintele Crociade și alte momente în care pur și simplu creștinii în numele unui Hristos propovăduit de unii au fost măcelăriți doar pentru că nu erau de aceeași părere din punct de vedere teologic sau că nu acceptau aberațiile celorlalți. Și astăzi bombe sfințite deoparte și vândute scump, bombe sfințite de altă parte și vândute scump, sânge plătit de o parte, sânge plătit de alta, nenorociți într-o parte, nenorociți într-alta. Iar miliardarii și-au profiturile și doar în cot de suferința celor mulți. oh, și mai sunt și ridicați în slăvi, că ei sunt mari eliberatori ai lumii, și unii și alții. Câtă fățărnicie! Câtă nemernicie dacă Hristos ar fi cu adevărat în viețile noastre. Cum am mai putea noi să ne bucurăm de sărbători când alții mor de frig, de foame, când alții intră în criză că nu-și pot plăti facturile și nu-și pot permite un trai decent. Da, este frumos să apari ca mare salvator și să ței profiturile și să fii ridicat în slăvi că tu de fapt aperi democrația. Nu aperi nimic, aperi niște interese. De fapt așa s-a întâmplat întotdeauna cu războaiele. S-a pus în față patriotismul, idealuri utopice, faptul că apărăm țara, credința și așa mai departe. Proștii au murit în tranșee și aia cu burțile mari, care nu o să lupte niciodată, clar, au mers mai departe. Au trăit bine. Poate că au fost luat ostatici, dar au fost ostatici care au stat la mese de lux, cu tresele pe umeri și cu celelalte favoruri și avantaje, respectați de toată lumea, în timp ce unii își plângeau morții, în timp ce țările își pierdeau tinerii, în timp ce copiii au rămas fără tați și fără mame. Da, asta este realitatea războiului. Nu este ceva romantic. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pusă pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul lui de domnie a lui David. Și împărăției lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Dacă într-adevăr am crede aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, dacă într-adevăr am fi creștini, n-am mai încuraja măcelul. N-am mai vedea patrioți gata de apărare, să investim în apărare. Nu investim în apărare, dragii mei. Investim în buzunarul miliardarilor. Investim în buzunarul altora. Investim în interese meschine. În asta investim. Investim în ceea ce nu aduce un profit celorlalți investim în idealuri imposibile și mincinoase. În asta investim. Că dacă l-am avea pe Hristos în inimă, ne-ar dorea sufletul să vedem pe alții că mor de foame, ne-ar dorea sufletul să vedem că unii le crapă burta prin ministere de cât de bine o duc și alții trăiesc la limita sărăciei în timp ce alții stau în întuneric și în frig. Alții care ne îndeamnă să facem economii până ne strâng de gât. Nu o să facă niciun pic de economie, or să se lăfăie și o să băltească în smântână acolo și în miere. Așa a fost de când e lumea și pământul. Însă Dumnezeu nu vrea această nedreptate. Și dacă noi am fi cu adevărat creștini, n-am putea să acceptăm minciunile acestea și fățărniciile acestea. Cuiz, democratic, capitalist, neocomunist și așa mai departe. Că până la urmă e aceeași mărie cu altă pălărie. Și unii și alții vor controlul. Însă împărăția lui Dumnezeu se bazează pe alte valori. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui o va întări și o va sprijini prin judecată și în neprihănire de acum și în veci de veci iată ce va face râvna Domnului oștirilor nu ne place un astfel de domn care se atinge de nimicnicia noastră de nemernicia noastră de, de nedreptățile noastre de minciunile noastre de interesele oculte nu ne place un astfel de mântuitor. Vrem ca să fie tot acolo un bebeluș, să stea în ieslea aia, să plângă neajutorat. Îi mai aruncăm câte o suzetă, câte un biberon, câte un scutec și rămâi doamne acolo. E bine să rămâi acolo, ca o poveste uitată, ca un mântuitor neputincios, care nu ne cer nimic. Însă nu uitați că acest copil este și domn. Că vrem noi, că nu vrem. Este un adevăr pe care Scriptura îl prezintă ca o realitate ce nu poate fi contestată. Cartea Apocalipsei ne vorbește și ea despre acest mântuitor, Domn. În capitolul 12 și în capitolul 19 este prezentat acel Mesia care nu apare în aceste predici comerciale și în aceste imagini comerciale și în aceste sărbători comerciale. În capitolul 12 ne este prezentat acest conflict între Dumnezeu și cel rău. Și momentul în care s-a născut Iisus Hristos, momentul în care balaurul a vrut să-l înghită pe acest prunc, pentru că știa care este miza, știa care este Pericolul în care se află el și toate hoardele lui de demoni și toți acoliții lui și a făcut tot posibil să-l distrugă, încă de când a fost bebeluș și până la cruce, n-a avut altă preocupare decât să-l distrugă. N-a reușit. Este ironia lui Dumnezeu. Cât a încercat el de mult să-l distrugă pe Mesia, nu a reușit. Ironia lui Dumnezeu. Planuri! toate serviciile puse pe urmele Mântuitorului ca să-l prindă. Și Dumnezeu îi dă un vis lui Iosif. Ia copilul și pe mama lui și du în Egipt. Și cu un vis a demontat toate uneltirile celui rău. Este extraordinar Dumnezeu, nu? Și au fost multe ocazii în istorie când Dumnezeu cu ironia lui, prin lucruri simple, a demolat toate planurile celui rău. Spune cuvântul, ultima parte a versetului 4 din capitolul 12, cartea Apocalipsei, că balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Dorea să-l distrugă pe Hristos, să termine odată cu mântuirea și cu planul de mântuire. Însă spune că ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Așa că orice ar fi, până la urmă, trebuie să știm că în acest conflict dintre bine și rău, Dumnezeu i-a lăsat o arie celui rău de lucru. Însă biruința va fi a lui Dumnezeu. Cei care sunt cu Dumnezeu știu că vor fi biruitori. Cei care sunt de partea copilului Domn știu că l-au pe Dumnezeu de partea lor. Am încercat balaurul mâniat pe femeie și pe copil, pe Hristos, să facă cât mai mult rău posibil urmașilor săi. Au venit cruciade, au venit războaie, au venit tot felul de calamități și de atrocități ca să distrugă și n-a reușit. Îi spunem finalul capitolului: că balaurul mâniat pe femeie, femeia reprezintă atât iudaismul cât și creștinismul, pe cei din care s-a născut Mesia, poporul ales, da? pentru că din sămânța lui David s-a născut Isus Hristos, cât și urmașii lui care au ales să îl primească în inimă. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Cu alte cuvinte, toți cei care cred că Hristos este Domn, nu au doar credința dracilor, care doar se înfioară de două ori pe an. A, a venit Hristos, hai să ne mai aducem și noi aminte de El. Nu despre aceștia vorbim, ci despre cei care îl au pe Hristos ca Domn. Vor avea parte de mânia balaurului. În capitolul 12 se spune că la început balaurul a urmărit femeia. La sfârșitul timpului se spune că balaurul va fi mânios, mâniat pe femeie. Dacă atunci când a urmărit doar femeia, a făcut ce a făcut. Imaginați-vă ce se va întâmpla atunci când balaurul va fi mânios pe femeie, un adevărat război. Și nu doar războiul ăsta care a căpătat dimensiuni și datorită mediei, care a mai umflat gogoșile de multe ori. Hai să fim serioși, am văzut și în perioada care n-a trecut de mult și acum încep să recunoască, da, de fapt, stai că erau și niște lucruri financiare, murdare pe acolo și multe altele, dar atunci au tăcut chitic majoritatea. Așa este și acum. Cine dă banul, ăla primește știrea. Și o știre, poți să o dai din 10 unghiuri. Să exagerezi unele lucruri care sunt reale, da? Și să minimalizezi altele care sunt la fel de reale. Imaginea adevărată o are doar Dumnezeu. Așa că, dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile Lui Dumnezeu și țin mărturia Lui Isus Hristos. Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii liber, în timpurile acestea va trebui să plătești un preț. Când predicam în urmă cu ani de zile că se va dori retragerea banilor lichizi de pe piață, dar nici, nici eu nu mai știu, dar cred că sunt vreo 4-5 ani când spuneam lucrul acesta, au zis, frate, ești nebun. Acum să se facă lucrul ăsta? Dar nu v-ați întrebat vreodată, de ce se încurajează atât de mult plătirea cu cardurile? De ce? Pentru că în momentul în care nu mai ai banii lichizi, în momentul ăla ești manipulabil. Guvernul spune ceea ce să faci. Nu mai ești liber să faci ce vrei. Nu mai poți cumpăra, nu mai poți vinde decât ceea ce spune guvernul, cât îți spune guvernul sau eu știu ce entitate mondială. Și spre asta se tinde. Înainte de venirea Domnului Isus Hristos, se va dori o docilizare și o tâmpire în masă a oamenilor, astfel încât să fie niște sclavi, niște roboți teleghidați, care să urmeze, orbește, o elită minoritară și nu sunt conspirații pentru că astea le trăim. Sunt niște aberații ieșite din comun ce se întâmplă, atât legislative cât și oameni care ocupă anumite funcții, care n-ar avea ce căuta acolo, din toate punctele de vedere. Și cu toate astea, cu toți ochii europeni și mondiali, ei sunt încă acolo. De ce? Pentru că se dorește lucrul acesta. Balaurul România pe femeie va face răspoicos cu rămășița seminței ei. De ce? Pentru că toate principiile dreptății vor fi călcate în picioare. Însă am o veste bună pentru voi, dragii mei. O veste extraordinară. Copilul acela pe care l-ar vrea mult să rămână în Iesle este și Domn. A fost răpit la Dumnezeu și va cârmui, spune, cu un toiac de fier toate neamurile, că vor, că nu vor. Capitolul 19 ne îl prezintă pe Iisus Hristos într-o altă imagine care nu prea ne place nouă, da? nu prea ne place nouă decât un Hristos zaharisit. Însă în capitolul 19 spune așa, am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Bineînțeles, imaginea aceasta nu trebuie să o luați de bună, ca atare, că Hristos va veni călare pe un cal alb. Dacă vreți să credeți așa, credeți, nicio problemă. Este ideea. În, în antichitate, biruitorul, împăratul biruitor, venea de la luptă călare pe un cal alb, imaginea aceasta ecvestră, și toți slujitorii săi veneau călare pe cai albi ca un semn al biruinței incontestabile. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul l-aveam cununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cărmui cu un toiac de fier. Știți cine este împăratul acestei lumi? Nu Biden, nu potentații pământului, nu Putin, nu uh, liderul Chinei nu Kim Jong, psihopatul acela comunist, și alții și alții, nu ei sunt conducătorii lumii, ei sunt doar niște marionete. Adevăratul conducător al lumii care va cârmâi lumea cu un toiac de fier este Isus Hristos. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mânia aprinse a tot puternicului Dumnezeu pe haină și pe coap să avea scris numele acesta Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Și acum asociați imaginile, dragii mei. Nu rămâneți doar în Betleem la imaginea aceea a pruncului neputincios care plânge că nu-l bagă nimeni în seamă. Pruncul acela a crescut, a devenit mântuitorul meu și al tău. Dar a devenit și Domnul meu și al tău. Că vrei, că nu vrei. Dacă vrei, te poți bucura de mântuire. Dacă nu vrei, te poți bucura de cărmuirea toiagului de fier. N-ai aici unde să mergi în altă direcție. Ori, ori. Ori în partea mântuiților, ori în partea celora pe care îi va păstori cu un toiac de fier. N-ai cum să eludezi, să dai la o parte, să anuleze acest adevăr. Pentru că Hristos, pruncul din Iesle, este și Domn. Și pentru cei care îl primesc este o mare bucurie. Pentru că sunt în siguranță în mâinile lui Dumnezeu, sunt în siguranță în mâinile lui Hristos. Păi dacă Hristos are totul sub control, dacă Hristos este și mântuitorul și cărmuitorul lumii și al Universului, atunci de ce să ne mai stresăm, de ce să ne mai bate în capul că lucrurile se strică în lumea aceasta? Până la urmă este profetizat totul. Chiar Hristos ne-a spus că înainte de venirea sa, vor fi nenorociri, vor fi războaie, vor fi calamități, vor fi persecuții, vor fi acele intrigi între neamuri, războaie și vești de războaie. Și n-aș vrea să cad în, în extrema aceea fatalistă, că de acum gata, ne luăm gândul și poi mâine vine Hristos. Nu despre asta vorbim. S-ar putea să vină, poi mâine Hristos. Dar s-ar putea la fel de bine ca să vină peste 10, 20, 30, 50, 100 de ani. Pentru că toți înaintașii și în jurul mileniului și în atunci când a fost ciuma aceea peste Europa Și când au venit războaie și calamități, oamenii s-au îndreptat spre Dumnezeu Și chiar acum sunt statistici recente care arată că în momentele de criză, chiar în vremea pandemiei Oamenii au început să fie mai interesați de Dumnezeu, să-L prindă pe Dumnezeu de un picior De ce? Pentru că așa suntem noi oportuniști și nu despre extremismul acesta apocaliptic vreau să vorbesc, ci despre acea siguranță pe care ți-o oferă Evanghelia. Știi că toate lucrurile se vor sfârși în brațele lui Dumnezeu. Ce a fost scris se împlinește. Iar dacă ești de partea lui Dumnezeu, nu poți să aștepți decât lucruri bune. Poate să vină crize, poate să vină tot felul de scumpiri, poate să vină inflație, poate să vină toate nebuniile din lumea aceasta și toate veștile rele, pentru că a fost scrise, se vor întâmpla. Și ce scris este scris. Însă dacă tu ești în brațele lui Dumnezeu, dacă tu accepti că El este nu doar copilul din Iesle, ci este și Domn, atunci nu ai niciun stres, nu ai nicio problemă, pentru că Dumnezeu le va rezolva în felul Lui. Bineînțeles, nu trebuie să stai cu brațele încrucișate, să nu faci nimic. Însă, direcția ta, speranța ta și Orientarea ta emoțională nu vor mai fi pe minus, pe negativ, ci vor fi pe speranță, pe bucurie, pe credință, pe acea încredere în Dumnezeu, pe acea exuberanță și pe acea bucurie și pace în suflet pe care ți le poate da doar copilul care a devenit Domn în viața ta. Nu uita că orice s-ar întâmpla în viața acestei lumi și în viața ta este sub controlul lui Dumnezeu. Însă viața ta, pentru a fi sub păstorirea lui Dumnezeu, are nevoie de acceptul tău. Poți să-l lași pe pruncă în iesle, sau poți să lași pe Mântuitorul să devină și Domn în viața ta. Oricum, că vrei, că nu vrei, Hristos este și copil și Domn. Tu poți să alegi să-l lași doar copil și în felul ăsta vei pierde mântuirea. Sau poți să accepti că este și Domn și te vei bucura de protecția Lui și vei putea să te bucuri și de mântuire, pentru că El este copilul Domn.